Un bărbat de 31 de ani din Craiova se poate lăuda cu titlul de cel mai ciudat hoț. Omul și-a făcut un obicei din a jefui cofetăriile din oraș. Individul nu se mulțumea doar cu banii sau obiectele de valoare, ci își făcea și provizii de prăjituri până la următoarea spargere. Doljeanul a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei cofetării chiar în timpul unei spargeri și a fost reținut. El este recidivist și riscă acum o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pentru furt calificat în formă continuată.